Primul poet liric al Europei este socotit Arion. Arion, în secolul V înaintea erei noastre, a fost răpit de către niște pirați pentru a fi dus la curtea unui tiran din Siracuza. Pe drum a izbucnit o furtună și corabia respectivă s-a fărâmat. Toți s-au trezit în apă. Singurul salvat a fost Arion, poetul Arion, care, beneficiind de îngăduința zeilor, a fost purtat la țăr de către niște delfini. Aceștia fiind impresionați de cântecul din liră, dar iată că uneori arta te salvează. Sunt un urmaș de răzeși care însă a visat și visează în continuare la Grecia. George Arion s-a pregătit inițial pentru conservator, medicină, politehnică, unde a și intrat, dar până la urmă a absolvit Facultatea de Litere din București. Purtând numele poetului grec, care probabil i-a influențat destinul, George Arion se revendică de la școala pe care a tutelat-o Geo Dumitrescu. După ce acesta i-a răspuns cu sfaturi și încurajări în rubrica sa Atelier Literar, George Arion a publicat primul grupaj de poezii în 1969 în România Literară cu pseudonimul George Mareș. Mi s-a părut o modalitate de a mă proteja de orgoliile care inerent apar atunci când ți se publică vreun text, fără să vrei. Capeți așa un aer de superioritate și, zic eu, de superficialitate. Ținându-mă într-un con de umbră, mi-am putut vedea mai exact de drumul pe care doream să-l urmez. Îmi face mare plăcere să vorbesc despre George Arion, pentru că eu îl percep ca pe un om bun. Ceea ce e o raritate în această lume a noastră, nu numai în lumea culturală, ci în lumea românească de astăzi, în care ai impresia că toată lumea este cu cuțitul în dinți, în care agresivitatea, aroganța și ura, resentimentul par să fie la ordinea zilei. E bine, în această lume, domnul George Arion e cineva care te întâmpină mereu cu zâmbetul pe buze, are mereu de spus un lucru plăcut și e plăcut nu pentru că vrea să te flateze, ci pur și simplu pentru că este un om informat, un om care, din câte îmi dau seama, citește enorm și care știe să stabilească un anumit tip de comunicare instantanee, cred, nu doar cu noi, cei din lumea, să spunem, culturală, ci cu orice tip de individ.